Este cineva o carte frumoasă. Mii de tablouă se desfășoară pe dinaintea ochilor. Ce timpul? Un minut? Cine n-a avut vreodată un roman întreg în minte, pentru a cărui realitate normală i-ar trebui o viață întreagă, ori o tinerețe întreagă? În vis, el poate avea într-o singură noapte viața întreagă a unui om. Și de ce a unui om? De ce nu a tuturor celor care se învârtesc împrejurul lui? Și în câtă vreme? În 7 ori 8 oare? Dar ce e o tragedie, ori o comedie altceva? Și într-adevăr, dacă un asemenea op interesează, nici bași de seamă cât timp a trecut. Căci nu mă încântă azi cum mă mișcară povești și doine, ghicitori, eresuri, ce frunte am de copil o seninară abia înțelese.